Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest cu 141 de gold, Elixir Collector și Goblins. Un Golden Chest. Avem 586 de gold, Cannon, Skeleton Barrel, Firecracker și Darth Goblin. Okay, un Giant Chest, hai să vedem ce avem în el. 2961 de gold, Giant Snowball, Goblin Gang, Ice Spirit și Battle Healer, 66 de bucăți. Ok, avem un total de 880 de Star Points și 4600 extra gold. Bun, hai să deschidem, hai să donăm, cerem repede și o carte și hai să ne uităm și în tier. Avem și aici câteva reward-uri. Ok. Patru crown chest-uri. Avem 1000 și ceva de gold, două gemuri. Avem wizard, barbarians, mortar și hog rider. Ok. Încă un crown chest cu 1000 și ceva de gold. Avem două gemuri, furnace, knight, elixir golem, un mini și un pecă mare. Bun. Încă un crown chest, avem 1100 și ceva de gold, 4 gemuri, Hell Spirit, Royal Hogs, Barbarians și Bomb Tower. Ok, hai repede și cu ultimul. Avem 1000 de gold, 2 gemuri, Giant Snowball, Ice Spirit și un Witch, o epică, și 13 rachete. Excelent. Bun, mâine sâmbătă, ultimele 3 reward-uri din acest sezon. Și suntem nerăbdători să vedem ce ne aduce următorul. Bun. Ok, am deschis chesturile. Am și donat. Vedem că avem am ajuns deja la Coloseum și hai să jucăm și noi un match aici. După care vom juca la noul challenge, cel cu, dacă nu mă înșel, era ceva cu Electro Dragon. Vom vedea imediat. Hai să-i dăm drumul. O să luăm deck-ul cu golem. Deși nu prea mai reușesc să fac win-uri cu el, dar hai să încercăm. Să începem cu Baby Dragon-ul din spate. Încerca și el același lucru. Să dăm un fireball pe Baby Dragon-ul lui. Are și un Nightwitch acolo. Vedem cum scăpăm, punem aici Zepis. Aia care sunt scoși de Fireball. Da, și cred că deja putem să începem cu golemul. A dat un log acolo. Să pun aici bandită plus Darth Goblin. Și voi pune Baby Dragon-ul în spatele golemului. Hai să vedem. Va trebui să punem și Zepis sau să pun Flying Machine-ul pe Baby Dragon. Ok, o să trimitem Zepis aici. Ah, am greșit. Va da Fireball. Ne-am grăbit un pic. Dar oricum, reușim să-i dăm damage mai mare pe King Tower. Ceea ce e foarte bine. Și voi începe cu golem din nou. Tot pe partea dreaptă. Doar că de data asta vom trimite și Fire Spirit-urile. Sau hai mai degrabă să ne apărăm în stânga. Să pun aici și Darth Gabrinu. Punem și Să
Da, scăpăm cu bine din, din acest atac. Și hai să vedem dacă reușim acolo să dăm mai mult damage. Nu, nu foarte mult. Și aveam nevoie din nou de un, de un building. Ah, un pic întârziu și din păcate pierdem, pierdem King Tower-ul. Băi, va fi un, un duel greu. Hai să luăm deck-ul cu balon. Începem aici cu muschetira din spate. Trimit Lumberjack-ul și un Hell Spirit. Scăpăm acolo de... de mini P.E.K.K.A. și reușim ceva damage. Hai să dăm și... și Goblin Cage-ul aici. Ne luăm un, un hit de la, de la Hog și scorul de, rămâne destul de strâns. Pune minions pentru, pentru acel mini P.E.K.K.A. A, și vom încerca din nou tactica cu muschetiră, Lumberjack și balon. Punem muschetiră în spate. Aici un Inferno Tower. Trimitem, trimitem Lumberjack-ul. Bun, hai să trimitem balonul. Punem minions-ul pe... A, și din păcate reușește un, un hit cu mini P.E.K.K.A. Dar... sperăm că vom... avea și noi un push mai bun. Trimitem din nou balonul. Dăm și un, și un Hell Spirit aici. Da, și obținem două hituri cu, cu balonul, suficient cât să ne, să ne distanțăm ca, ca damage. Poate scăpăm, scăpăm acolo de, de Hog. Trimitem din nou balonul pe sus. Avem aici nevoie de minions. Destul de, de aproape să luăm, să luăm două hituri de la mini P.E.K.K.A. Încercăm acea schemă cu Lumberjack și balon. Dăm și un, și un Hell Spirit aici. Un zap ar trebui să fie suficient. Hai să vedem. Bun, ce obținem
obținem victoria, chiar la limită. Am avut suficient de meci cât să doborâm King, mă rog, turnul din dreapta. Bun, ultimul meci o să-l dăm cu deck-ul nostru clasic. Hai să vedem dacă reușim victoria. Să jucăm foarte defens, foarte prudent. N-o să riscăm nimic. Trimitem Hog-ul pe partea dreaptă. Pus deja Freeze-ul acolo. Și reușim două hituri cu Hog-ul. Bun, și rezistăm fără damage pe turnul din dreapta. Să trimitem aici arcașele acum. Și pun și mini P.K. Da, deck destul de periculos cu Prince și cu Dark Prince. Îmi dătea de multe ori bătăi de cap acest deck. Sper că nu și de data asta. O să avem... Să avem grijă să nu fie așa. Trimitem din nou Hog-ul pe partea dreaptă. Așa, am greșit aici un pic. Scăpăm de prinț, dar în continuare foarte periculos. Stă racheta pe... Opa! Și ne-a prins în offside cu acel balon. Să punem aici arcașele. S-ar putea ca în acest push să obținem victoria. Să dăm o rachetă și ar trebui să câștigăm partida. Bun, obținem cea de-a doua victorie și câștigăm astfel duelul din Coloseum. Avem aici 624 de fame-uri plus 3500 de gold. Să și donăm în clan. Bun, și v-am promis și câteva meciuri în nou challenge cu Electro Dragon. Hai să-i dăm drumul. Cred că era cu acel egg de aici din centru. Dăm un Eros. Ce noroc am avut cu acel freeze. Am prins atât turnul cât și prințul. Băi, și la deck-ul ăsta, dacă nu mă înșel, era bun... Era bun Inferno Tower-ul, dar de fapt nu era chiar bun, pentru că el nu e doar Electro, sunt toți dragonii și se spanează pe rând. Dar în acest caz era bun Inferno Tower-ul. Pentru că dacă o să vină lava, e nasol. Deși lava nu cred că era doar
Electro, Baby Dragon, Skeleton Dragons și... și cam atât. Ok. Băi, sunt șanse mari să fi abandonat meciul. Și să avem victoria asigurată. Bun, un Eros și câștigăm primul meci din acest challenge. Pare că funcționează cât de cât deck-ul nostru obișnuit. Hai să mai dăm un meci. Să vedem dacă... nu suntem eliminați. Așa că nu e nicio problemă dacă o să pierdem. Probabil că din cauza asta și renunțat atât de ușor. Bun. Avem un Inferno Dragon. Hai să ținem de el. O să pun un Freeze-ul aici. Excelent. Da, a început excelent și în acest al doilea meci. Hai să ne păstrăm avantajul, să credem dacă reușim. Ok. S-a dus Baby Dragon-ul pe turnul din dreapta. Și Mini Pekka s-a dus pe acei Royal Recruits. Că vom pune Valkyra în centru, astfel încât să atragă toți Royal Recruits-ii. Și o să dăm și un freeze pentru acel Hunter. Punem aici Mini Pekka și oricum, da, luăm dragonul. Hai să vedem dacă va renunța și ne va da meciul. Ne-am dat deja două turnuri jos și foarte aproape de al treilea. Bun, obținem victoria. N-a fost deloc greu. Hai să vedem ce reward primim. Avem încă 2500, nu, 1000 de gold. Așa, abia la penultimul challenge o să avem 2500. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!